Biserica a fost ridicată în anul 1773 de meșterul Vasile Nicula Ursu. Peste 10 ani, acesta urma să devină liderul Răscoalei Țărănești din 1784. Biserica a fost realizată inițial în localitatea sălăjeană Cizer, iar din 1968 a fost adusă la Cluj. Este una dintre cele mai bine realizate și bine proporționate biserici de lemn din România de astăzi. Un monument extraordinar cu o pictură interioară de foarte bună calitate. Lucrările de restaurare au constat în consolidarea stratului pictural, înlocuirea acoperișului și a unor elemente de structură. Experții norvegieni au realizat și un master plan pentru transformarea Clujului în poarta de intrare turistică a României. România este mult mai mult decât Dracula. Este foarte important să spunem că România nu înseamnă doar să mergem la București, la Bran, să cumperi un Dracula de plastic și o sticlă de tărie. Este mult mai mult. Sunt satele, orașele și oamenii frumoși. Să bei palincă la o fermă mică. Dacă aduci o clădire și o așezi aici, nu va fi destul de atractivă, dar dacă o pui împreună cu altele și faci o poveste în jurul lor, devin atractive. Valoarea totală a proiectului este de aproape 4 milioane de lei. În cadrul acestuia a fost restaurată și biserica din Petrindu Mare. Anual, peste 20.000 de turiști vizitează parcul etnografic Romulus Vuia, aflat în imediata vecinătate a celebrei păduri Hoia Baciu.